s-au dus prin pădure să se plimbe. Aveți grijă, copii. Aveți grijă! Opa! Bă, lasă-mă cu vrăjeala asta, șelare. Dacă nu trag de pireul ăsta de două zile, tu la câți de la caviar ai băgat în tine, zici că... Să-mi bat p***a morții mei. Și... Al! Nu mai faci, bă, jucați, ajutați-mă, că n-avem timp. Păi să scrie, bă, pe aia, să gamești p***a asta. Eu odată la Costine și te-am găsit într-o noptieră 50 de lei. Păi tu știi ce m-a răcorit? Pă bune. Mi-ai zis, mă, că aștepți aia cu răcoritul? Ba, da, da, mă, bine, 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 să zic. Mai zic cu aia, bă, asta, da? Da. Ațiule! A, dreco. A, dreco. Bă, bă, p***i anunțare! SPF 50, frate. SPF 50, frate. Protecție 50. Băga mea și p***a să-mi bagă în ea de barcă. Mi-a ieșit totul, da. Doamne, cum să spui așa ceva? Bunica lui e decedată. Asta e și ideea, fă. Stai. Eu înțeleg. Are probabil. Hai, repede, repede. Eu înțeleg. Hai, mă. Stai puțin, hai. Respirați. Probabil are o doar o traumă din copilărie care nu-i tăpat. Hai, mă, plecam așa. Hai. Ce, ai zis cuvintele greșite. Stop. Mâinile astea, dacă clădești imperii. Haide să pup. Nu, nu merge. Știu, îmi imaginez. Da. Hai din nou. Wow. Extraordinar, cu extraordinar. Păi lasă-mă că-i pește, e bine. Asta ca sens, înțelegi? În mașină trebuie ai prins ceva, i-am speriat toți pește. Dă-l, mă, dracu, stai, te uiți în gura lui ăsta, nu vezi nici nimic. A, stați un pic, că m-am Mamă, unde am ajuns, Băruța? Ne zice Băruța. Păi ce vrei să spun? Asta o chirme. Nu pot să spun, hei, fata, aici e super creepy. Bă, hai să plecăm, dracu, de aici. Păi, ne simți. Păi, eu sunt în afară. Sunt 13 concurenți, totuși nu ți se par prea mulți? Mi se pare că auzim o cafeluță care merge pe fundal. Șmechere, dai mereu comorile. Șmechere, ca tine nimeni nu e. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Ții să faci beatbox? Mi-am dă și pe beatbox, auzi? Și e chestia? Pe lângă cine dă șelii, noi facem și noi 10-20 de lei. O fi rău? Păi și ce treabă are căutatul prin cărți? Mă, aici dacă vezi e un pic mai rustic, așa mai mioritic. A murit folclorul, gata! Pa, a murit folclorul, bă, și era atât de tânăr, mă. Era o mână de om așa, copilaș. Scarlet, da, ăsta, Iorga, mă. N-a venit cu noi. Păi și dacă n-a venit cu noi, asta nu înseamnă că Adrian e criminal? Păi nu mă... Bă, f***a mea. Și dacă n-au venit cu noi, asta nu înseamnă că Adrian e criminal? Bă, calmați-vă, nu mai fiți panaroia. Pa, ce-am zis? Un elefant se legă n-au. A, în țigăr, mă doare. O lună stau aici. Asta era cartea voastră? E tale. Stop! Încă una? Ia zi, Pujol, ție cât ți-a dat ăsta la bișpriză? Bă, nu te voi... Nu-ai sta așa. Când mă faci să râd, rău. Ne tare stau așa? Da, îmi vine rău să râd când mă uit la tine. Ha, mă, și când pun pumnul în număr? Nu, îmi bași p***a în gură dacă pierd aici. Stop! Ok, cam mult, nu? Cam... Era bine, dar nu era atât de bine cum vreau eu. Așa că mai dăm o dată. Copil. Oh, mama e de lume. Cum mă, să uiți efectiv asta? Cum dracu e efectiv? S-a luat tot ce p***a mea mai era. Să vezi pasta ce pleacă din mine. Hai că asta e ejaculare, pe bune. Haide. Încă una ce zala! Sunt amărât! Habar n-am, dar să vină cineva! Habar!
Scuze, a durat foarte mult și da, nu să râd. Dar eu ce scârbă număr în capul meu? 3, 4, 5, 6, 7. O ciorbă de aia caldă, aoleo. Ce faci de aia? Stai că te-am stropit. Dă de astea poți, mă? Ce ai vrut, să o tragi înapoi, nu? Vezi că trebuie să o scoți întâi. Așa, așa. Așa îți făceau și ție aia mai mare în școală, a? Numai când cădeam cap. Ia vezi, mă, băiatul, deci nu cred că ai tras o muscă de nu. Stați-mă un pic așa, ce aveți? Cam ești să-mi bag în ea de replică. Te revezi că țipă și te bagi, okay, mă, peste. Ok, că nu înțeleg. Ce aveți, mă? Ajutor, cu ești scuze. Da, e nenorocire de soare acum, dar asta ți-arde ție acum? Da, mă, dar trebuie să am pielea hidratată, chiar dacă îi ploaie, vânt sau nori. Pielea ta era și protejată. Te m***, măti, acum nu mai e serios, m***, te îngurai. Dar nu, chiar n-am vrut, chiar n-am vrut, hai. Acum hai, e protejat. Deci, 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 chiar n-am vrut, mă jur. Nu mai are de f***ing. Gata. A pielea protejat. Gata, hai, 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 hai. Bă, tu n-au să zici al cuiești că să moară fata lui Naie dacă nu... Dacă nu, dacă nu ți-o suge p***a. Auzi că i-am uzat frunte după aia obrat. Adică dai mai întâi pe frunte, alu-i mai tare. Diana, fiind un... este un reper al comediei românești. M-am p***at pe mine de râs cu fruntea și cu brazul, m-a rupt. Diana, the full te așteaptă. Două degete ai auzit? Două degete. Două degete. That was she said. Hai, dai tu. Nu se dai mă așa. Mamă, dar pe bune, te-ai albit la față, zici că ești fantoma de la Megidia. Bă, dar chiar să vă zic pe asta cu fantoma de la Megidia, că e bun. Bună aia, mi-a plăcut, zic că mai am și eu una nouă. Bă, gata, am citat că... Nu, am încurcat de replicat. Și eu la fel. Nu, bă, calm, calm. Ce faci, Diana? Sincer. Zi, mă, faceți mișto sau chiar ne-ați uitat? Ai dracu, stăteați în liniște toți, a? Și el imedia, production. A cui a fost ideea? Bravo, bună. Hai, dă scara, vino un pic. Să zic două cuvinte. Vino cu acu TikTok-urile cu astea, glume. Bă, dar sincer, dacă mă uitați, m-ați fi lăsat singur, chiar cred că ula în razna. Așa măcar mai schimbam o vorbă, măi. Să fie adus o scară de aia mică de copii. Titlul: l-am abandonat pe Drăcea pe setul Bass House. Reacție: două luni mai târziu.